Bună seara, dragii mei, sunt Arotela. Arotela, mă auziți? Sunt Arotela, petalarea pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent și nodul nord în balanță. Și ce mai vreți voi în balanță? Cred că nu știu câte ore când încep înregistrarea. A fost o noapte obositoare, sincer, și n-o să mai fac așa ceva niciodată. Mai ales că internetul merge greu, Mercur retrograd, evident, se întrerup. Trebuie să fac înregistrările de mai multe ori, pică cărțile. Eu știu, sper să nu-mi pice iar camera cum s-a întâmplat mai devreme și a trebuit să reactualizez tot ce începusem să spun. Să nu-mi pice camera că îmi pică în cafea. E a treia cafea pe care o beau de altfel. Sunt curioasă dacă mai reușesc să mă odihnesc pentru că am și pregătirici cu copiii astăzi. Să vedem ce mai fi. Mesajul de la Înger pentru balanțe mai frumoaselor. Ce aveți? Iubiți-vă ceea ce sunteți sau așa cum sunteți. Sunteți într-o transformare, sunteți într-o călătorie de când ne-am născut până, eu știu, în ultima clipă în această viață și prin toate viețile prin care trecem, pe care le experimentăm, pe care le trăim. Suntem într-o călătorie. Într-o călătorie care ne transformă. Este numărul 8, numărul scorpionului. Numărul scorpionului, casa 8-a, a sexualității, a banilor, a morții și a reînvierii. Și, dragii mei, leitmotivul. Și apropo, două cărți și am păstrat setul de cărți împărțit în doi pentru că voi sunteți între două chestii, între două talere, între două direcții. Mai hotărâți-vă odată. Hotărâți-vă odată. Aveți gândul și aveți... Moartea și reînvierea. Ne? Ne? 8. Vedeți cum se confirmă cărțile? 8. Iubiți-vă, așa cum sunteți. Poate aveți dependențe, adicții, defecte, dacă nu ați fi voi chiar așa perfecți. Dar dacă aveți planete în Fecioară, probabil căutați perfecțiunea. Pentru că știți că majoritatea balanțelor, chiar dacă își caută echilibru, foarte rar îl găsesc. Așa că iubiți-vă până găsiți un teren frumos, calm, luminos, în care să vă refaceți energiile și eventual, nu uitați că sunteți ființe încântătoare, chiar dacă uneori nu vă simțiți așa. Da, știu, apareți venusien, că asta e în prima casă, Venus, dar în relații sunteți marțieni. Ne. Nu e chiar confortabil uneori cu o balanță în preajmă. Da. Iubiți-vă așa cum sunteți. Sunteți ființe divine, sunteți încântători, meritați cele mai frumoase lucruri de la viață sau pe care viața vi le poate oferi. Dar de ce să vorbim despre lucruri la balanță? Așa scrie aici. Când ar trebui să vorbim de concepte, de idei. Poate că unii dintre voi v-ați concentrat prea mult pe lucrușoare. Unii, da, evident, pe casă, pe carieră, pe bani și ar trebui să vă aduceți aminte că trebuie să lucrați un pic și cu o anumită latură. Da, unii care n-ați lucrat-o, nu degeaba v-a apărut și yoga la carieră și la carieră, da. În continuare, practicați compasiunea, eventual față de voi, eventual față de cei care v-au rănit, v-au influențat negativ, să zicem. Practicați compasiunea, eventual și față de cei care vă șușotesc la ureche una și alta și pe care n-ar trebui să-i ascultați, e un șorici. Da? Întoarceți-vă către lumină. Posibil că într-un fel sau altul a stat în întuneric, dintr-un punct de vedere. Turn your heart light. Adică inima, și ați avut și chakra inimii, interesant, la sănătate, da? Adică deschideți-vă inima către lumină, către dragoste. Dragoste față de voi. Ah, da, în momentul în care voi vă iubiți cu adevărat, reușiți să manifestați dragoste în relațiile cu cei apropiați, în toate relațiile. Altfel, manifestați altceva, proiecții, frici,
dependențe, adicții, unii, alții. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar dacă tu nu te iubești, cum să-l iubești pe ea sau pe ea? Lucrurile sunt mai profunde decât par, cum am spus. Dacă vă iubiți voi, îi puteți iubi și pe ceilalți. Da? Puteți atrage și oameni care vă iubesc, tocmai pentru că voi știți ce înseamnă să fiți iubiți. Și știți ce așteptați și de la voi și de la ceilalți. Eventual, dacă ați stat într-o relație întunecoasă, că zice, întoarceți-vă către lumină. Dacă v-ați închis inima, la un moment dat, întoarceți-vă inima către lumină și practicați compasiunea către cei care v-au proiectat acest gen de comportament, că vine dintr-o proiecție, evident. Dacă s-a întâmplat așa ceva, în momentul în care înțelegeți că dragostea de sine e importantă și atrage multe bucurii, înțelegeți că lucrurile, chiar dacă în 3D se manifestă sau nu se manifestă în aparență, înțelegeți că la alt nivel dimensional, în 5, să zicem în 5D măcar, lucrurile se mișcă și se pare că se mișcă înspre, ce frumos, ce frumos, înspre o nouă dragoste. Din acest motiv, după nouă dragoste apare și acționează ca și când partenerul este aici. Adică nu este cu voi, dar este cu voi. Păi, e cam complicat, Maela. Nu e complicat, că voi sunteți isteți. Înțelegeți, da? Nu este aici în 3D, este aici în 5D. Dar cum am spus și la fecioară și poate am mai spus-o și cu altă ocazie, dimensiunile la un moment dat se suprapun. Timpul este doar o iluzie în această lume fizică, da? Și timpul, trecutul, prezentul, viitorul se pot manifesta în același timp, într-o altă dimensiune sau prin aceste dimensiuni suprapuse. Așa că acționați de ca și când partenerul este aici în cazul în care nu este lângă voi și iubiți-vă așa cum sunteți singuri. Iubiți-vă, deși sunteți singuri, iubiți-vă de ca și când ar fi partenerul lângă voi. Bine, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Înțelegeți ce trebuie. Și nu uitați, dragii mei, că sunteți ființe divine și alte ființe divine, îngerii, participă la această întâlnire dintre voi și noua voastră dragoste. Da? Îmbrățișați-i, luați-i în brațe, luați în brațe această lumină, dar evident că trebuie să o și recunoașteți. Și ca să o recunoașteți, lumina, dragostea, noua dragoste, trebuie să învățați, să nu uitați, să vă transformați. Am vorbit de transformare, să o fi uitat. Că vorbeam de casa scorpionului, trebuie să vă iubiți și să vă transformați prin această dragoste. Ce frumos! Ce frumos! Leitmotivul acestei etalări este, ia să mă uit și eu, am zis, thought, gând. Și moarte și reînviere. Scorpion, again. Când e vorba de dragoste, de moarte și de reînviere, scorpion toată ziua. Posibil, unii dintre voi trebuie să lăsați, iar un pic cărțile, trebuie să lăsați un trio, un triunghi. Pentru unii, nu pentru toți, amoros. Sunt trei. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să acționați într-un mod fatal, da? Trebuie să lăsați ceva neplăcut, da? Să vă întoarceți inima către dragoste. Și să renașteți acest ou și un copilaj. Deci, posibil ce am vorbit la sănătate să fie copilul interior, să fie o nouă variantă a voastră, cea mai bună variantă a voastră. Ce frumos ar fi! În care vă comportați emoțional, sentimental, da? Altfel decât se comportă în general balanțele. Care sunt faine, într-adevăr, așa zice lumea, că sunteți faini. Dar poate unor prea puțin emoțional. Iar, interesant, iar apare șarpele Kundalini. Măi,
Măi, măi, și asta înseamnă că vă lucrați gândurile, ia să ne uităm la carte. Și am auzit și o cioară care confirma. Da, cioara, iar ține de casa 8 a scorpionului, a lucrurilor sumbre. Dar nu e sumbru. Că vă treziți. Vă treziți la ceva nou, ceva interesant. Da, gând, soț. Eventual, gândiți că trebuie să vă transformați. Poate unii dintre voi, deocamdată, nu. Deocamdată, nu. Ceva din voi moare. Un vechi eu, un vechi stil de viață, moare. Ceva trebuie să moară. Un fel de a gândi, aha. Un fel de a gândi moare ca să renască un alt concept de gândire frumos. Și ca să se nască ceva luminos, evident, trebuie să fie și dragoste. Interesant, am zis că apare iar conceptul de Kundalini. Casa 8. Moarte, reînviere. Vă gândiți poate unii la un orgasm. Un orgasm huge. Nemai experimentat. Asta a trebuit să zic. A venit gândul. A venit gândul, da? Gândul. E acea mică moarte care se întâmplă, da? Când se trezește Kundalini, când aveți o experiență sexuală pe care n-ați crezut vreodată că o să o aveți, da? Cărțile s-au despărțit la ce? Regele de apă. Un semn de apă pentru unii. Regele de apă, posibil să plângă. Posibil amândoi, da? Trebuie, sau măcar regele de apă, poate aveți voi acolo planete, trebuie să-și echilibreze ce? Să vedem. Emoțiile cu mai ce? Da. O, da. Emoțiile cu intelectul. Înseamnă că este, pentru unii, poate să fie un cuplu apă-aer. Cineva cu marcaj pe apă vă influențează, într-un fel, viața. Ah, luptați, o luptă interioară mea a apărut și când am amestecat cărțile, o să vă arăt, da? Cinci de bâte. Și cinci de bâte, o luptă interioară cu voi. Dacă să vă luptați pentru cineva, pentru această dragoste, pentru această transformare, că vine o nouă dragoste, da, vine, adică o fi venit deja, v-am zis, e în 5D, probabil acolo deja, nu probabil, cu siguranță acolo deja sunteți împreună. Aici trebuie să manifestați, pe pământ, în 3D. Și o luptă interioară, că simțiți, mai ales dacă aveți și voi planete în apă, în semnă de apă, simțiți niște lucruri. Este și un rege de pământ în ecuație. Că o fi din partea voastră, că o fi din partea lor, există un semn de pământ în ecuație. Mai ales dacă există și acest triunghi. La capătul setului de cărți apare asul de oh, de la voi, să zicem, de la voi semn de aer. A, nu, stai, calm, calmează-te, mamă. Un as de pământ. Eventual, simțiți o dragoste profundă pentru cineva. Plângeți pentru cineva. Plângeți pentru cineva. Poate a fost, repet, un trio pentru unii. Poate ați fost refuzați unii dintre voi. Poate. Însă, trebuie să vă echilibrați. Și vă echilibrați prin yoga, dragii mei, căutați la sănătate și carieră. Vă echilibrați prin yoga aceste energii. Și unde vreau să ajung? Am zis că simțiți o dragoste profundă și vreți să oferiți cuiva acest as de monede. Bănuiesc că sunteți voi.
Vrei să oferiți cuiva oriun dar, oriun proiect, oriun început de relație stabilă, de lungă durată? Fine. Scribul, semn de aer, ați putea fi voi. Comunică, scrie. Poate învăța să faceți manifestări și prin să manifestați ce vă doriți, această nouă dragoste, acel partener care nu lângă voi, să manifestați și prin scris, dar, deși e scrib, eu zic că simt că trebuie să comunicați această ofertă, eventual, acestui rege de apă sau cuiva pe care îi vedeți foarte valoroși. Interesant este că am zis, e și un rege de pământ în ecuație sau poate voi vreți să deveniți persoane stabile, fixe, să... Nu. Mă, eu cred că unii vreți să vă faceți familie. Regele de pământ urma de nou, de pământ și de mamă, de împărăteasă. Vreți să fiți soț alături de cineva și cineva, persoana respectivă, să fie mama sau tatăl copiilor voștri. Da? Și persoana aceasta, contra partea, sau cum să zic, counterpart, part, perechea voastră, apare aici ca și regina de monede. În situ, de, era, da? Erau două chestii, două... grupuri de cărți. În grupul al doilea apare regina de monede urmată de intuiție. Probabil persoana este foarte intuitivă. Voi sunteți unii care aveți planete în apă, sunteți și voi emoționați, simțiți niște lucruri foarte profunde, vă echilibrați în multe. Însă vreți să oferiți acest as de monede din dragoste cuiva. Aveți nevoie de comunicare, iar 8 de foc, da, este un înger de foc. Poate ar trebui să comunicați cu îngerii. În fine. Și ce ar mai fi? Trebuie să colaborați, să sădiți ceva. Colaborați e varianta clasică a tarotului 3 de pământ, dar aici trebuie să sădiți, eventual să puneți sămânță, acest as de monede pe care vreți să-l puneți, eu știu, în mâna, în sufletul cuiva, în viața cuiva. Eu cred că vreți unii dintre voi să vă faceți o familie, o relație de durată cu cineva pe care îi vedeți foarte special, foarte valoroși, pentru că regina de monede e o persoană de valoare, da? Și voi așa îi vedeți. Și simțiți foarte profund asta în cazul în care pentru unii și știu câte cazuri știu. Știu câteva cazuri de balanțe care au în preajmă semne de apă, dar e o relație frumoasă, cel puțin deocamdată, pentru acele balanțe. Și pentru acele semne de apă, deocamdată. Deci cam acesta ar fi light motivul. Unde le-am pus? Gândul și moartea și reînvierea. Sunt niște conflicte. Ia uite, 10 de cupe, iar semn de apă pentru unii pești. Conflicte în legătură cu cineva, iar apare semnul peștului și spânzuratul, poate să fie și rac și faetum, dar vreți să mergeți. Vreți să mergeți, eventual, să cuceriți lumea și să ce? Și să oferiți cuiva unul un gest de împăcare, ori iar ceva frumos, ceva drăgălaș, ce persoana respectivă este singură, independentă, cu niște reușite la activ, eventual nu este lângă voi, trebuie să călătoriți trei de bâte și îndrăgostiți, da? Oh, da, sunteți îndrăgostiți și iar apare asul de monede. Chiar vreți să oferiți ceva special și de lungă durată. Posibil, repet, pentru cineva semn de apă. Sau rac sau scorpion. Dar nu mai știu unde am pus. O să le caut în timpul etalării. Ce am făcut eu cu moartea și cu renașterea?
Și cu, a, uite aici, și cu gândul. Da? Încercați să lăsați gândurile negre și învățați să gândiți pozitiv. Unii dintre voi știu balanțele, au tendința să gândească negativ. Adesea, multe balanțe, fără supărare. Puteți să negați cât vreți. Au tendința să se gândească mai mult la variantele negative ale unei soluții, ale unei situații, decât la cele pozitive. Și cei cu planete în balanță. Echilibrați-vă, sau dacă nu vă puteți echilibra, măcar orientați-vă către lumină, cum și zice cartea mai devreme. Întoarceți-vă inima către lumină. Gândiți luminos, optimist. Eventual învățați să manifestați, că aici se produce o chestie, da? O transformare, iar transformarea apare și aici. Manifestați lumină, dragoste. Pentru unii care nu știți. Ia să vedem cu cine aveți de-a face. Puteți să fiți voi, acum la acest număr, numărul 1, poate să fie altă persoană, dar bine. Vedeți, găsiți-vă poziția, că eu nu vreau să vă creez scenarii, nu vreau să vă programez. Așa consider eu, că nu e cazul să vă programez. Vă programați singur cum vreți. Ia, la ce se gândește numărul 1? Ok. Ha. Apare ca la fecioară? Magicianul, vrei să manifestați ceva? La capătul setului de cărți, 9 de băte. 9 de băte. Blocați ce? Blocați ce? Iar acest 10 de cupe îl blocați? De ce îl blocați? Sau un pește vă blochează? Posibil. Că apare 10. Oh, da. 10 de cupe spânzuratul, un pește vă blochează. Cineva cu planete în pește vă blochează. 9 de băte și turnul. A fost o separare între voi din cauza încăpățânării cuiva. Cineva nu a vrut să arate ce n-a vrut. Să arate cât de fericit e, cât de emoționat este în prezența celuilalt. A considerat că sunt doar niște fantezii, eventual a preferat să viseze, la această regină de monede, care nu e obligatoriu să fie semn de pământ, poate să fie o persoană valoroasă, specială, da? Doar a visat, dar a manifestat lacrimi. Pe de altă parte, e posibil, dacă tot a fost un triunghi, să fie un alt semn. Dar un pește pe unii dintre voi vă blochează. La ce se gândește numărul 1? La ce se gândește? Up! Aici, teoretic, trebuie să fiți voi, că e 10 octombrie, dacă sunteți în octombrie născuți. Vă gândiți că vreți să schimbați, să vă schimbați norocul, să vă schimbați destinul. Vă gândiți la timp divin, probabil că nu era timpul să exprimați anumite lucruri. Vă gândiți că nu era timpul să experimentați anumite chestiuni și e timpul. Vă gândiți că e timpul sau când vine timpul. Când vine timpul? Timpul este acum. Da? Timpul e, am mai vorbit la dimensiuni. Timpul este acum. Mura. La ce vă mai gândiți? La norocul vostru, mama lui de noroc, al unora dintre voi. Vreți să vă manifestați? Da, frumos, frumos, să vedem și ce reușiți. Vreți să vă manifestați norocul? Comoara din insulă. Da? Simțiți eventual, presimțiți dacă aveți planete în semn de apă și dacă lucrați, faceți yoga și, dacă vă treziți și Kundalini, v-am zis, faceți-mi cinste. Presimțiți că aveți instrumentele necesare să vă schimbați viața, norocul, eventual. Poate unii chiar presimțiți că sunteți manifestori, magicieni. Aveți niște calități de unii, nu toată lumea, nu vă înfoiați în pene, unii care aveți eventual marcaj pe scorpion sau în casa 8-a, sunteți șamani. Vedem ce legătură, că nu degeaba mi-o fi venit gândul. Dar în fine, numărul 1, că sunteți voi, că sunt ei, la capătul setului. La capătul setului de cărți, iar apare scorpionul. Puneți capăt unei căsnicii, unui contract. Da, chiar a fost căsnicie sau contract care v-a consumat energiile. Și
Vă transformați viața des. Des. Confirmă, place când se confirmă. Nu zice nimeni că e imposibil. Da. Dar în această transformare trebuie să mai țineți și tăcere, eventual nu comunicați cineva cu cine trebuie, eventual trebuie să vă găsiți lumina singuri. Asta e, nimeni nu vă găsește. Uneori vă arată lumea și uneori noi nu ascultăm. Cea nu, asta nu e lumină, cea. Eu bicicletă cu aripi. Da, adică întotdeauna avem tendința să negăm, mai ales dacă suntem încăpățânați ca acel împărat. Cum acționați? Dacă e bicicletă, dacă e bicicletă, pare că e Pegas. Știți cum arată Pegasul? Oh, da, ce frumos. Împărăteasa. Împărăteasa e taur sau balanță. Deci bănuiesc că totuși numărul 1 ar putea să fie balanță. Acționați de ca și când sunteți cei mai frumoși, cei mai bogați, cei mai cei. Ha. Acționați de ca și când partenerul este aici. Eventual, acționând așa, vă atrageți un partener pe măsură, dacă învățați să vă iubiți. Că e Venus, e dragoste, da? Vom clarifica, sper să reușesc să clarific la capătul setului de cărți. Iar lacrimi. Ieșiți din lacrimi, eventual cineva plânge pentru voi, ați lăsat pe cineva în urmă, faetonul are în spate sau în față 5 de monede. Ați lăsat pe cineva în urmă sau cineva v-a lăsat și au apărut lacrimile. A fost un turn o separare, ea vrea să se arate din cauza ea, același format, da, din cauza încăpățânării cuiva, ia uite. Împăratul și împărăteasa? Unul dintre voi a fost încăpățânat, n-a vrut să arate cât de fericit, emoționat este. Poate că ați fost amândoi. Da, nu degeaba. Cine s-a semănă, se adună. Cred că amândoi ați fost încăpățânat și nici nu n-a vrut să arate. Că doar în balanță trebuie să vă echilibrați. Vă găsiți și voi perechea. Care o fi aia? Deci vă este frică? Oh! Oh! De... Ia uite, s-a făcut lumina! Yes! Vă e frică de Marele Preot. Marele Preot. Eventual de o căsnicie. Yes! Ce frumos e! De o căsnicie. Pentru unii, mă auziți? Da? Eventual de niște dogme, de niște tradiții. Mai ales dacă v-ați obișnuit să trăiți mai neortodox. Vă este teamă. Eventual vă este teamă de această trezire spirituală. Știți că, da, scorpionul reprezintă trezirea kundalinii, da? Moarte, dragoste, da? Dragoste, moarte, reînviere. Adică transformare prin dragoste, prin kundalini, prin sex, da? Dar în opoziție, unde vreau să ajung, în opoziție este taurul. Tradiții, dogme, o viață ortodoxă sau pământeană și o altfel de spiritualitate. Probabil că aici este. Vă este teamă pentru unii, vă este teamă de un taur sau că a apărut și regele de monede sau vă este teamă de această trezire spirituală. Interesant. Sau de un contract. Da. 8 de cupe. 8 de cupe și 0. Lăsați în urmă ce, eventual, acea legătură, acea căsnicie, sau vă este teamă să lăsați în urmă și să manifestați, să luați la 0, să vă ridicați deasupra acestui capitol, acestei lumi și lumea și 0, da? Și 8 care iar ține de scorpion de transformare emoțională și să mergeți către 9, ori către o persoană preîmpărăteasă, ori către independența voastră, o da, să oferiți un gest frumos, sensibil, emoțional, o împăcare către... Nu, voi oferiți. Voi, aici semn de aer. O, da, și să începe să manifestați.
Asta face, să manifestați o nouă dragoste. New love, da? Vă este teamă un pic să faci. Dar oare de ce? Eu tot întreb, știți, că am alt stil. 6 de cupe, 6, 6. Și 6 de monede, balanță, iar sau taur. E cineva pe care, față de care simțiți multe emoții, comunicați telepatic, la distanță, vă echilibrează și vă dezechilibrează în același timp. Vreți să comunicați cu ei? Să luptați pentru această persoană pasională, eventual semn de apă, față de care aveți chimie seducătoare. Iac! Da, și tot așa. Unii dintre voi, posibil, aveți un semn de foc în joc, că face parte din trecut, că face parte din prezent, iar variază de la balanț la balanță. Da, mă bucur că a venit și lumina naturală. Eu, după cum vedeți, iar sunt între două, da, apropo de balanță, două lumini, două surse de lumină. Ha. A treia sunt eu. O, vindecare, vindecare. Ce vă doriți? Balanțelor, ce mai pic aici? Să nu mai promiți. Ce vă doriți? Balanțelor sau cine? La numărul 1. Steaua. Ce frumos, vindecare, speranță, speranță, credință. Steaua asta care vine, o nouă dragoste, ia uite, stea, e ca o cometă, ca o stea. Vă doriți să vă pice în braț. Măcar deschideți brațele ca să pice, da? Faceți ceva să leșine brațele voastre. De bucurie, evident. Să mă speriați. Pe de-o parte, vă doriți să vă manifestați, ce frumos, să vă manifestați, manifestați, destinul. Că asta înseamnă stea, să vă manifestați destinul. Vreți să vă schimbați destinul, eventual, sau să vă schimbați viața și să vă manifestați adevăratul destin. Și manifestați, am văzut, da? Sunteți voi, împărăteasa, vă manifestați destinul împăratul. Sau invers, evident, că poate sunteți bărbați. Da? Și vă manifestați perechea. Nu e obligatoriu ca împăratul să fie taur sau berbec, da? Puteți să fiți chiar voi, am spus-o de multe ori, pentru că voi vă manifestați așa în relații. Unele balanțe sunt foarte combative. Da, nu știu când se hotărăsc ele. Se hotărăsc până se hotărăsc. Mă durează o grămadă. Capătul setului de cărți, iar apare zero. Un nebun care vrea să se lupte pentru... Mă vezi că nu vă luptați doar pentru bani, ar fi păcat, da? Bancă văd, dar văd bani. O grămadă de bani. Și aici sunteți voi as de spade. 10 de monede. Ia. Pentru ce vă luptați? Pentru un job bun care va aduce abundență și colaborări fructuoase, da, și colaborări fructuoase și victorii și ieșiți în evidență. Și aici sunteți voi asul de spade. Dar în secret, dar vreți totuși, vreți totuși în secret pe cineva. Nu. Secret? A, vreți în secret să lăsați pe cineva care v-a dezamăgit? Ar mai fi o altă variantă? Pentru că vă doriți vindecarea. Există cineva la care sperați că e steaua și totuși v-a dezamăgit. O persoană misterioasă, Marea Preoteasă, Regele de Spade și Trei de Spade. Între voi doi, dacă sunteți iar semnul peștilor pentru unii și balanță, v-ați rănit unul pe celălalt. Unul pe celălalt. Cum ați reușit așa performanță? Voi știți. Nu unul. Unul pe celălalt, eu așa simt. Ce reușit să manifestați? Numărul 1. Nu comunicați? Eventual spionați,
cercetați. Facebook-ul, Instagram-ul, ce mai au ei. Ce reușiți să manifestați. Și totuși, da, uite, sunteți încăpățânați în continuare, pierdeți nopțile, nu ca mine, vă faceți griji. Eu măcar am lucrat. Bine, sper să lucrați și voi. Vă gândiți că cineva s-ar putea să vă judece pentru, eventual, acel 3 de spade și totuși vreți să vă ascultați intuiția, îngerii dacă faceți yoga, da? Și să renașteți, eventual să vă transformați, iar renașteți, e renașterea, să renașteți. Death and rebirth. Dacă? Fost o aventură cu un semn de apă. Unul a rămas plângând și altul rămâne, eventual, deocamdată tace. Nu tace și le face, cred că tace și se transformă. Rămâne de văzut. Așa simt. Tace și se transformă, se transformă în tăcere. Hai să vedem numărul 2. Am văzut și suflete perechi, ce frumos, frumos. Numărul 2. Ce simte, ce are în suflet, numărul 2. Eu până una alta am cearcăne. Sunt prea multe cărți. În loc să fac somnul de frumusețe, stau și fac etalări. Never ever again. Ce simte în acest segment? Ce simte numărul 2? Ok. Ce simte? Conflicte. Conflicte. Eventual are o lună în unii dintre ei. Au o lună în semn de foc. Poate unii simt. Ce simt? Simt conflicte. E o luptă. Luptă, altceva n-am. Și trebuie să se simt că e cazul să se tempereze, să se vindece, să se calmeze. Calm, keep calm. Da. Eventual, în relație cu voi, regina de spade, dacă e altă persoană, da, și ei se gândesc la voi, dacă e regina de cupe și regina de spade, după cum vedeți, ia uite-le. Pe de-o parte, s-ar privi față în față, dar cu durere. Cu durere. Pentru că amândoi manifestați un blocaj mental, o pușcă. Băi, să nu deveniți obsedați. Poate obsedate persoanele, nu, da? Fixate. Pe această separare, acest trăsnet și acest împărat încăpățânat. Care trebuie să se vindece, eventual. Împăratul, dacă nu a oferit emoții, nu a arătat emoții, este din cauza că a mai fost trădat de-a lungul timpului și s-a obișnuit să nu mai primească emoții, să nu mai... Nu mai vreau. Dar trebuie să se învețe, să se iubească, cum a zis la început, și să meargă mai departe, da? Faietul nu merge către stea, să-și schimbe destinul. Sper că o fi înțeles. M-ați înțeles, da? Temperanța. Trebuie să vă echilibrați temperanța. Semn de apă, semn de aer. Trebuie să vă echilibrați. Să vă vindecați, să vă transformați mental și unul și celălalt. Că aveți gând, transformare, transformare, moarte și renaștere și gând, da? Exact 8 de spade. Dar pe de altă parte, 8 de spade înseamnă și că vă gândiți intens, 8 e intens, dacă asta 8 a scorpionului intens, vă gândiți intens și uite așa nu mai ieșiți din aceste gânduri. Eu cred că vă gândiți și unul și celălalt și totuși, mama lor de gânduri, nu exprimați. Vedem. La ce vă gândiți? La ce se gândește numărul 2? Ia. Se gândește numărul 2. Ok, 2 ochi au venit? 2. 2 cărți au venit. La ce se gândește? Pe de-o parte, numărul 2 se poate gândi la un semn de pământ, la un berbec sau un vărsător, dar nu cred că ar fi cazul să complic lucrurile. Deci numărul 2, care o fi el,
În suflet are conflicte, conflicte intense. Se luptă cu sufletul său. Dacă să schimbe, că cinci înseamnă schimbare, da? Să schimbe ceva. În gând, ține la niște principii, la niște idei, e preîmpărățelul, e împărățelul, da? Ține la un stil aparent stabil, aparent stabil. Și totuși se gândește că ar fi bine să iasă, să facă o nebunie, să o ia de la zero, eventual. Se gândește. Ar vrea, că sunt prea multe conflicte. Prea multe conflicte în suflet și în minte, evident. Ce ar mai fi? Da, își dorește o nebunie. Și pasională, și emoțională, eventual o aventură care să-i aducă în brațe această nouă dragoste, nouă dragoste. Cavalerul de bâte poate să și lupte dacă vrea, pentru că în suflet are acest 5 de monede, da? Simte că ar putea să se lupte. Acum ce simte, ce face, ce gândește? 10 de cupe. Ar fi trebuit să apară cartea pentru acțiuni. Dacă aceasta este cartea pentru acțiuni, 10 de cupe înseamnă că e extrem de emoțional. Probabil că și arată o parte din această fericire și hiperemotivitate, emoționalitate sau sensibilitate. Dar chiar e fericit. Soarele. Chiar e fericit. Dacă o fi semnul peștilor, probabil că se manifestă așa cum sunt peștii. Ei, aerieni, visători, poetici, uneori, da? Nu tot timpul. Și ca și voi, dacă voi vă manifestați, da, voi vă acționați, da? Am zis, balanță, asta înseamnă împărăteasa. Taur sau balanță, printre multe altele, da? Voi acționați așa cum sunteți și aici posibil că sunt ei acționează așa cum sunt, da? Ei sunt fericiți, sunt trești spirituale. Eventual, sunt dispus să aștepte. Sunt conștienți, eventual, că trebuie să aștepte pentru această victorie, eventual pentru că o căsătorie, o relație de lungă durată, stabilă, abundentă și 10 de cupe și 10 de monede reprezintă o relație faină, da? Cum se poartă ei așa cum se poartă, o manifestă într-un fel sau altul. Posibil pentru unii, fiți atenți, să nu o manifeste cu voi, să o manifeste cu un semn de pământ, care vine victorios în viața lor și atrage atenția. Există și varianta asta. Că dacă voi nu acționați, dacă voi nu vorbiți, da? Nu vorbiți, că asta manifestați. Și împărăteasa, nu pot să zic că e foarte activă, da? Împărăteasa așteaptă să primească, da? Probabil că voi așteptați să primiți onorurile necesare, atenția, nu vorbiți, așteptați atenție, repet, și persoana respectivă manifestă fericire eventual cu altcineva. Evident că s-ar putea să fie fericit și cu voi, dar dacă nu acționați, mai nimeni de vin. O variantă pentru un. Teoretic ar trebui să clarific. Și doare capul în avans pentru clarificare. De ce e frică numărului 2? A scăpat cartea asta. Asta? De o rege de bâte. Rege de bâte apare și la suflet. Un nebun apare și în gânduri. Posibil să fie. Dacă nu e pământ, e foc, ceva este. Ceva este. Poate să manifeste stabilitate oricum semn de foc. A apărut mai devreme, dați în urmă, mi-aduc aminte, 6 de bâte și niște monede. Adică să vină acel, nu neapărat semn de pământ,
să vină victoriu, să vină un semn de foc care să le ofere stabilitate. Sau, cum am zis mai devreme, dar într-un fel sau altul le e frică de acest rege de bâte. În ce sens? Le e frică că acest bărbat sau un bărbat sau cine o fi, își dorește doar o pasiune, își dorește doar sex, își dorește doar ceva fizic cu ei și nu mai mult. Este frica lor. Eventual, pentru unii dintre ei, acum depinde de voi cât îi cunoașteți de bine, la numărul 2, să le fie teamă de o latură frică, vreau să zic, teamă de o latură de pasiune, de o latură sexuală pe care o simt foarte intens, posibil. Este o lume la capătul setului de cărți, un capitol, eventual persoana aceasta, regele de bâte, să fie la distanță, pentru unii, peste hotare, pentru alții, și ei să fie singuri încă. Dar așteaptă comunicarea, așteaptă victoria și iar așteaptă această abundență. Ce-și doresc? Numărul 2. Ce-și dorește numărul 2, domnule? Ce-și dorește? Voi ce vă doriți? Doriți steaua. Ia să vă. Ce-și doresc eu? Ce-și doresc? Ce-și doresc? Haide. E mister? Nu mister. Mister. Ok. Oh. Ho, 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 ho. Își doresc sufletul pereche. Voi vă doriți destinul, din sufletul pereche. Interesant este că s-a oprit la semn de aer. Uneori vă reprezintă acest cavaler de spade, de care, într-un fel sau altul, s-au îndepărtat. Pentru că îi consumă această combinație, da? 10 de bâte, 9 de spade, 7, da? Vă faceți griji, își fac griji. Nu mai vorbim despre voi, își fac ei griji, pierd nopțile gândindu-se, poate chiar s-au și îmbolnăvit de dor. Fiți atent. Poate chiar s-au și îmbolnăvit de dor. Și totuși sunt defensivi. Sau poate voi sunteți defensivi și asta îi consumă. Dar păstrează secret toate aceste... Toate aceste... Ce vreau să zic? Că sunt și obosită. Momente ale vieții lor. Pentru că ei acționează de ca și când sunt super fericiți și poate că o latură din ei, dacă sunt pești, chiar sunt fericiți. Dacă peștii sunt între două lumi, se pot conecta instantaneu la altă lume, la acel 5D și să fie chiar fericiți. Chiar dacă aici, pe 3D, sunt... Posibil, din cauza unui semn de aer. Bănesc că sunteți voi. Mai există și varianta, da, mai există și varianta să-și dorească comunicarea telepatică măcar, pentru că voi nu comunicați, comunicarea telepatică cu voi, eventual să-și dorească o manifestare rapidă. Rapidă, că asta înseamnă regele de spade. E foarte iute, cel mai iute. Viteză umanu, cică. Și-a luat mașina. Da. Și totuși am zis, s-au îndepărtat. Au zis că dacă vă lasă... Au zis că dacă vă lasă, fac vreo șmecherie, se duc către 9 de cupe, da? S-au dus către 10 de bâte, către 9 de bâte. Cine a fost la numărul 2? A dat din lac în puț. A zis că nu-i bine cu voi, dar
Nici fără voi nu-i bine. With or without you. Ia să pun dedicație. With or without you. Frumos. Mesaj. Ce reușește să manifeste numărul? 2. Da, o să pun melodia asta pe Facebook. Dedicație pentru Bala. Of! Ce-a picat? Regina de spade. Da. Mai. Ia să vedem cum vă oglindiți. Că într-un fel sau altul chiar vă oglindiți și voi. Și unde am mai fost? Am mai fost la o zodie unde se oglindeau. O să fi suflete perechi, o să fi flăcări gemene. Deci, ce reușește numărul 2 să manifeste? Regina de spade. Ați putea fi voi să vă manifeste într-un fel. Însă a venit, ia uite, exact, regele, nu, cavalerul de cupe invers. Nici unul, nici altul nu comunicați. Voi nu comunicați verbal, da, nici în scris. Că asta înseamnă spade. Din păcate, mai, ce rușine. Haideți, mă, chiar așa, trebuie să clarific. Și ei nu comunică emoțional. Dacă sunt semn de apă, chiar nu comunică așa cum le e firea. Da? Și eventual vor să taie. Că regina de spade și taie. Își doresc eventual un suflet pereche care simte la distanță și eventual le ghicește gândurile. Ce manifestă munca, în primul rând, muncesc. Posibil vor munci alături de altcineva, cavalerul de bâte, ori semn de pământ, ori semn de foc, și vor să manifestă acest as de cupe. Am o dragoste. Dacă aveți planete în semn de foc sau semn de pământ, să sperăm că sunteți voi. Wow! Hai să și clarificăm. Cu același cărți n-are rost să mai schimb. N-are rost să mai schimb. Hai să vedem ce înseamnă magicianul pentru voi. Wow! 51. Magicianul fuga. Nu mă aștept să vină. Magicianul 3 de pâte în suflet. În suflet doresc să manifestați. Aceste oportunități să sperați. A, să manifestați, ce, să puneți în practică ce sperați. Eventual, în suflet, ați comunica. Interesant, pentru că trebuie să am și comunicare la distanță. Ați comunica. Ați vrea să comunicați la distanță. Iau. Despre acest as de cupe, despre această dragoste pe care o așteptați și voi. Și vă consumă așteptare. Și vă gândiți la ea. Și la regina de cupe vă gândiți. Dar eventual e distanță între voi? Sau ați vrea să călătoriți? Sau pur și simplu simțiți că magicianul e în poziția sufletului. Simțiți că există speranță. Simțiți. Există speranță în această poveste de dragoste. Ce înseamnă roata norocului în poziția gândurilor? Clarificăm roata norocului. Uf. Wow. Vreți să schimbați? Eventual. Cu comunicare. Bine că mai clarific. Și ar o să se lungească. Vreți să schimbați cu o comunicare care să vă aducă eventual succes cu orice chip, unii dintre voi. Frumos ar fi să schimbați genul de comunicare. Dacă ați fost un pic cam reci, ca așa fac balanțele, uneori sunt reci, 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 reci. Și cam vorbesc așa, cam dur, uneori, am zis mai devreme. Dacă au fost argumente, să zicem, vreți să le schimbați, da? Certuri, refuzuri, împotriviri, contraziceri, vreți să le schimbați cu o comunicare plină de pasiune, care vă transformă, eu opt, poate despre niște chestii mai sexy, senzuale sau pur și simplu să mergeți mai departe cu situația, dar într-un sens pozitiv. E o chestie jupiteriană, da? Jupiter se regăsește și la 3 de bute. Poate unii dintre voi să aveți ceva în săgetător. Ori pe cineva, oriceva în săgetător. Da, dar Jupiter este și guvernatorul peștilor. Aici sunteți voi.
un 3, iau uite, 3 de cupe, 3 de spade. A fost un și a fost un trio. Iau uite, sunteți voi. Există o a treia persoană. Împărăteasa, clarificăm împărăteasa. Vorbim mai greu, că sunt și obosită. Unor sunt și eu mai înceată. Împărăteasa. Gata, o iau. Puterea. Sunteți puternici, da? Da, acționați de car și când sunteți puternici, eventual, poate, unii dintre voi chiar sunteți într-un cuplu. Cu un semn de foc, cu o fecioară sau pur și simplu sunteți într-un cuplu. Dacă nu sunteți în cuplu, manifestați, acționați, o, da, cu putere, cu orgoliu. Și puterea poate să reprezinte orgoliu. Unii dintre voi. Există și varianta în care unii dintre voi v-ați trezit și ați început să vă schimbați. Pentru că vă doriți schimbarea, am văzut mai devreme. Să vă temperați impulsurile, pasiunea și să exprimați mai multă generozitate. Acea latură frumoasă venusiană a împărătesei, da? La capătul setului de cărți, iar asul de cupe, pe care vi-l doriți, măi, vi-l doriți, vreți să aveți victorie în această nouă dragoste și stabilitate și sunteți dispuși să lucrați, să mergeți pas cu pas. Apare o nouă dragoste. Ce este acel mare preot? Clarificăm marele preot. Încă o dată, mea. Okay. Încă o dată. Aici sunteți voi. Da. Vă este teamă eventual această latură spirituală a voastră. Dacă sunteți căsătoriți, repet, vă este teamă de această căsătorie sau de acest aspect tradițional al vostru. Eventual, poate, pentru că în poziția temerilor, vă este teamă de această latură autoritară, dominatoare. În acest motiv încercați unii dintre voi, repet, care vă transformați, că apare, da, moartea și reînvierea, life motivul, dragii mei, e un gând cu care lucrați cu gândul, transformați gândul, pentru că știți că prin gând, da, manifestați în practic, prin acțiune. Unii dintre voi chiar vreți să vă transformați, moarte și reînviere, da, și dacă sunteți de fel mai dominatori, Poate, în relație cu împărăteasa, cu o persoană care vă temperează și voi să învățați să vă temperați și să fiți mai generoși, mai blânzi, mai miau, mai plăcuți. Ok. Doamne ajută! Eremitul, sunteți destul de singuratici și unii dintre voi vă izolați ca să creșteți creștere și la 3 de monede spirituală. Dar nu comunicați, vă este teamă și de eventual și de călătoria asta spirituală, vă este teamă, că e în poziția fricilor. Ce vă doriți? Am zis că steaua, clarificăm steaua. Asta? Of. 4 de cupe am văzut, dar nu o las. Am zis că vă doriți. Vă doriți această ofertă după triunghiul amoros în care ați fost, unii dintre voi după lacrimile pe care le-ați vărsat, vreți vindecare după lacrimi, așa, dacă a fost un triunghi și pe acela vi-l doriți vindecat. Griji, ego, da, ego, soare și diavolul, cum de nu mi-am dat seama? Nego. Deși sunteți emoționați de cineva. Clarificăm stea. Vreau altceva. Clarificăm stea. Alte detalii despre stea. A apărut asul de băte. Adică vreți o nouă șansă, o nouă aventură. Casul de bât înseamnă și aventură. Nu doar emoții, vreți și altceva. Am zis eu orgasmul ăla huge, că-i stea. Explozie.
Pentru unii, renaștere. Ne, mai vorbim. Ia uite, ce sunteți voi asul. Vreți să... doi ași. Să renașteți în dreptate, în adevăr, în pasiune și cupa respectivă mai devreme, mai vă doriți. Posibil vă doriți o persoană care este publică, care atrage atenția, pe de-o parte, cofii având planete în vărsător, cofii având planete în foc, variază zi planete că nu mai dau zodii. Dar persoana aceasta chiar apare în public. Poate chiar voi vreți să apareți în public. Și dacă împăratul și împărăteasa, posibil să apareți amândoi în public, să fiți strălucitori, pasionali în ceea ce faceți. Și vreți această împăcare, vreți să manifestați adevărul. Ia uite, să mergeți către Marea Preoteasă în secret, către o victorie sau către cineva, Marea Preoteasă, care va aduce un succes, stabilitate, abundență, la. Valetul de spade. Ce înseamnă valetul de spade? Ca și reușită, să zic, în iulie. Ce înseamnă? Clarifică în valetul de spade. Măi, sper să vorbească oamenii ăștia. Asul de spade în poziție normală. Măi, dar și aici... Și aici asul de spade e în jos. Oh. Dragii mei, și asul de spade în acest set de cărți, tot cu sabia în jos e. Yeah. Dar eu zic că totuși studiați. Asul de, valetul de spade înseamnă și un student sau un studios sau cineva care spionează sau studiază. Observă. Mai elegant. Observați, eventual. Da? Observați și manifestați totuși. Adevărul, într-o formă sau alta, posibil. Da, dacă nu ați comunicat până acum, teoretic ar trebui, da, ce frumos, să scoateți spata din teacă. Nu vă gândiți la altceva. Adică să începeți să mai spuneți și voi una alta, să mai trimiteți un mesaj, e o nouă lume, un nou capitol. Un nou capitol, ia uite. Iar 9 de monede și valetul de cupe. Chiar e necesară această comunicare emoțională. Da, nu cred că o să o faceți emoțională, dar așa o faceți cum sunteți voi în general, dar măcar faceți-o. O strategie. Cum să munciți? Sau poate unii dintre voi... Nu, mai, o să mai clarific. Clarifică. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Nu carte. Pentru acest valet de spade și asul de spade. Mai câte spade. Aici sunteți voi. Ba vorbiți, ba nu vorbiți. Ați vrea, nu ați vrea. Pentru că s-a văzut și la gând că au fost comunicări rigide și vreți ceva mai pasional. Hai. Gata. Gata asta. Oh, ce frumos! Ce mă bucur! Comunicați as, doi as. Până la urmă, comunicați sau nu comunicați? Spuneți-mi și mie. Într-un fel sau altul, mai. Măcar trimiteți o poză, dacă nu sunteți în stare să comunicați. Vreți să lucrați sau lucrați, să vă concentrați pe... Nu, chiar vreți să lucrați, eventual. Să vă vindecați. Reușiți să vindecați o parte din această rană, să zic, sufletească, sau din alte răni anterioare, munciți, faceți bani și totuși vreți să comunicați. Nu, chiar vreți să comunicați, eventual. Unii chiar vă faceți o strategie în a ieși dintr-o situație neplăcută și a merge către una, da, pe care o sperați. Hai să vedem ei. Mamă, cât am făcut. Doamne, o oră și ceva. Sunt și eu exagerată. Ești Jupiter. Unde e Jupiter? Pe descendentul meu. Clarificăm 5 de bâte.
Nici n-am mai studiat planetele, că am și atâtea, atâtea de făcut, Doamne, câte mai am. Oh, gosh. Lupta asta este îngrozitoare în sufletul lor. E ego, clar. Au și ei un ego. Poate există un semn de foc, un ego, care le-a atras atenția, care și-a pus amprenta pe sufletul lor într-un fel sau altul, semn de foc, da? Intoxicant. Sau, da, eu zic că ego, că e casa a cincea a leului și un ego, ego. Și ego, dragii mei, poate să însemne și frică. De-aia sunt lupte, frică. De ce ar fi? Hai mai dăm. Stai să vedem. Sunt îndrăgostiți, mai și ei. Doi de spade, de obicei balanță, da? Sunt îndrăgostiți, dar nu arată. Ia uite, sunt defensivi. Au luna. Haideți mă că merită și clarificările astea. Chiar dacă e mai lung, vă mulțumesc că ați rezistat. Că rezistați. S-a făcut dimineață. Yes! Ce-am zis că au? La ce se gândesc? Patru de monede și nebunul. La ce se gândesc ei? Balanțele. Of! Un trei de cupe, dar a venit invers. Se gândesc că dacă a fost un trio... Am zis că ar putea să fie un semn de pământ, ar putea să fie ori un vărsător, ori un berbec. Se gândesc dacă a fost așa. Ia uite și trei de monede, trei de cupe. Posibil la locul de muncă au mai întâlnit pe altcineva. Dar fiind trei de cupe invers, își doresc să iasă din acest triunghi amoros. Pentru că își dau seama că sunt doar niște opțiuni, fantezii care trebuie blocate pentru că dau dureri de cap. Ei vor vindecare, vor fericire, trezire spirituală, poate chiar și, sunt. Și lucrează, conștientizează că e când conștientizează că sunt bruiaje. Aha, întrebuți mesaj. 10 de cupe. Clarificăm 10 de cupe. Asta e mai lungă. Da, eu zic că merită. Încă o dată mai da. Ok. Ce a fost aici? Ei se simt foarte trădați. În principiu, la capătul setului de cărți. Se simt trădați. Posibil. De aceste semne. De foc. De pământ, variază. La locul de muncă, cineva a venit așa într-un mod aventuros și au nevoie de echilibru, de vindecare, de temperanță. Și să decidă. Asta la capătul setului de cărți. 10 de cupe. E posibil să fie semnul peștilor, care visează, care își face proiecții, care speră. Speră. Dar, pe de-o parte, în viața publică, să zice că asta înseamnă acțiune, în viața publică există un semn de foc care îi minte și le creează iluzii. Un mesaj. Al doilea ar fi posibil că ei conștientizează că nu sunt proști. Un alt mesaj ar fi că acționează cu încredere. Asta este strategia lor prin care manifestă, să zic, un soi de fericire sau de ideal. Eventual, în public, sunt pasionari. Sunt idealiști. Sunt emoționali. Și sunt buni strategi. În public, măcar acolo. Ce talare, domnule! Unor chiar îmi plac. De ce e frică? Dar acest... regele...
Dacă apare viața publică un semn de foc, am zis eu că e o chestie. Este teamă ca nu cumva acest semn de foc să-i fure. Glumesc. Nu cumva pasiunea asta să-i fure. Să înceapă să spere, să viseze că acest semn de foc este partenerul lor. Și când zic semn de foc, nu-i musai să fie semn de foc, e o persoană pasională care manifestă acele planete din semn de foc, da? Interesant. De ce e teamă? De ce e teamă numărul 2? 10? Regele de bâte. Clarificăm regele de bâte. Povești? Regele de bâte. Ai, gata. Oh! E teamă, da? Am zis că s-ar putea să aibă un nou început. Ori cu regele de bâte... Ori cu semnul de pământ. E o teamă. Pasiunea asta să ne ducă către o nouă relație. Sau că acest semn de foc le face o ofertă pe care nu o pot refuza. Pentru că ei sunt într-o călătorie spirituală și ei se transformă, da? Ce își doresc, am zis, doi de cupe. Hai, de ce e doi de cupe? E balanță? E balanță, doi de cupe? Cine e acest doi de cupe la numărul 2? Doi, doi. Doi la numărul 2. Cine e acest doi de cupe? Încă? Haide, vii tu sau iau eu? S-a făcut târziu, s-a făcut devreme. Este? Wow, nu se poate, îndrăgostiți, ce își doresc, mamă, o dragoste ca în povești. O dragoste ca în povești, asta își doresc. Și le teamă că s-ar putea să o aibă cu cineva care exprimă mai multă pasiune decât ați exprimat voi. Da, ați exprimat. Oh, da, regele de cupe, adică ei, dacă sunt semn de apă. Încă plânge. Încă plânge, dar își dorește stabilitate. Eventual? Da. Să zicem că își doresc să lase lacrimile pentru o dragoste mare, adevărată și emoțională și care le oferă și valoare și stabilitate financiară. Posibil cu cineva, iar apare semn de foc, iar apare semn de pământ, pe care îi întâlnesc la locul de muncă. O idee a doua oră. Însă sunt îndrăgostiți, își doresc să fie îndrăgostiți. De-aia am zis că mă manifestă, acționează 10 de cupe. Sunt un pic mai mulți. Dar să nu cumva să se... Poate să îndrăgostești de acest semn de foc? Dacă voi sunteți pasional, ar fi mișto să se îndrăgostească de voi. Dacă voi simțiți că vă reprezintă regina de bâte, regele de bâte, ia clarificăm finalul la numărul 2. Clarificăm 2 de spade. Uf, deci chiar taie. De aici balanță. Chiar taie comunicarea. Cu voi? Mai dăm o carte. Tăcere iară. Pentru că lucrurile se dezvoltă foarte greu. Foarte greu. Iar este triunghiul ăsta. Iar apare o atitudine defensivă. Se transformă ceva. Clarificăm. Nu, sunt prea multe cărți. E o chestiune secretă. Clarificăm. Să zicem că o alegere își doresc să aleagă. Pentru că îndrăgostiți înseamnă și alegeri importante în dragoste. Dăm finalul. Mai dăm la finalul carte. Să aleagă. Sufletul pereche, flacăra geamă, își doresc,
au nevoie să se vindece, da? Să se echilibreze mental. 2 de spade, 4 de spade, 2 și cu 4 înseamnă 6, ca să se poată detașa, să se vindece și să se detașeze. Eventual de această situație, dacă voi nu ați comunicat, dacă voi nu ați, aici regina de spade, dacă voi nu ați comunicat emoțional cu ei, își doresc să blocheze comunicarea, da? Să se vindece. Și am zis 4 și cu 2 înseamnă 6 să se detașeze mental. Pentru că ei își doresc o dragoste ca în povești. Da? În povești. Și iar s-a oprit setul de cărți la tăcere. Pentru că lucrurile s-au... Ia uite, lucrurile cu voi. Deci cu voi totul a mers foarte greu. Cu unii dintre voi, eu știu. Consideră că a ajuns totul o fantezie, e o confuzie, le creați confuzii, semnale mixte, ia uite, dureri de cap, blocaje, hai mă, mai clarificăm 2 de cupe. Ia uite, 6 de cupe. Și sunt dispus să aștepte. Ce își doresc? Ia uite. 2 de cupe, 6 de cupe îndrăgostiți. Asta își doresc. O dragoste ca în povești pe care, probabil, o așteaptă să vină, să o continue dintr-o altă viață. Cât aș mai continua? Mai nu știu, cred că e suficient. Deja poate și voi v-ați obosit. Drag, moarte și reînviere, renaștere. Gândurile astea trebuie transformate. Evident, nu vă fixați pe cărțile care au apărut, dar așa a apărut la mine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!